Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața, bine ați venit la cafeaua noastră. Ne regăsim după două zile de absență, două ediții de absență. Astăzi trebuie să recunosc că sunt extrem de emoționat pentru începutul emisiunii. Am două lucruri pe care trebuie să vi le spun din zona PSD-ului. Emoția mă cuprinde în momentul în care am aflat că m-a cuprins în momentul în care am aflat că doamna 2020 Viorica Dăncilă va scrie o carte. Vă dați seama, din acel moment tot setul meu de valori s-a schimbat. Deci dacă doamna Dăncilă va scrie o carte, putem să ne așteptăm la orice de acum încolo. Asta era prima veste dinspre PSD. A doua, astăzi cu profundă emoție și cu foarte, foarte multă timiditate, exact așa cum se întâmpla când își susținea poziția de viitor ministru al economiei, îi urăm din suflet domnului Andrușcă la mulți ani. Este ziua lui de naștere și domnul Andrușcă, acum un simplu cetățean în PSD, merită urările pe care nu le-am făcut pe vremea când era ministru și deputat. Până la urmă, fiecare om ajunge acolo unde îi este locul. El a ajuns ministru. Acestea fiind spuse, ne oprim aici cu emoțiile de genul acesta și... trebuie să spun că nu putem vorbi numai despre PSD, pentru că nu sunt singur pe scena politică. Vorbim și despre PNL. PNL-ul care în ultima perioadă face ce face și încearcă să demonstreze zicala aceea a lui Băsescu că la guvernare nu e ca în opoziție, sau cum spunea el, iarna nu e ca vara, nu mai țin minte exact, dar pe acolo, pe undeva. Și PNL-ul ne demonstrează că, într-adevăr, la guvernare nu este ca în opoziție. Deși acum este într-o poziție destul de ciudată. E la guvernare și partenerii de guvernare îl atacă ca și cum ar fi în opoziție. Dar mă rog, e complicat. E complicat. De aceea am zis că astăzi ar fi bine să deslușim aceste lucruri cu unul dintre oamenii care este în PNL și care are avantajul că nu a fost prea văzut foarte mult în televizoarele sau în mediul virtual din neamț în asemenea emisiuni, pentru că acum se implică mai mult în organizare, în ceea ce înseamnă viața organizației locale. Doamna deputat Mara Calista, bună dimineața, bine ați venit la cafeaua noastră. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ați văzut ce introducere am făcut? Aș spune, deocamdată nu am fost atât de implicată, întrucât știți bine că de asta am zis. De două luni sunt aici, dar vă promit că voi fi foarte implicată și ne vom vedea destul de des. Păi să știți că v-am invitat, știți de ce v-am invitat? Pentru că mulți dintre oamenii din PNL, primari, consilieri, îmi spuneau, m-a sunat doamna Mara Calista. Zic, cum? Da. Zic, uite domne, că se implică și un deputat nou. Apropo, ce face un deputat în primele luni de mandat? Spuneți-mi și mie că eu mă uit pe Facebook, că acum Facebook este canalul de comunicare politică. Și văd că toți deputații, senatorii, ori ne spun, sunt pe post de sinaxar, ne transmit zilele sfinților, ori sunt pe post de meteorologi, ori sunt pe post de purtători de cuvânt ai guvernului. Nu i-am mai văzut în alte activități de niciun fel. Ce face un deputat în primele luni de mandat? Așa, sunt foarte curios. Pot să vă spun ce fac eu. Acum nu-mi permit să vorbesc în numele tuturor colegilor. Există o diferență, într-adevăr, pentru cei care sunt la primul mandat și care până reușesc să își dea seama cam cu ce vor să se ocupe, sau poate au chiar niște proiecte pe care le au în desfășurare, încearcă să se adapteze un pic contextului, să vadă care este procedura parlamentară. Învață pe unde sunt lifturile, pe unde sunt sările. Și lifturile, haideți să spunem că o parte dintre ei au mai interacționat cu instituția Parlamentului României. Pe de altă parte, vă spunea că vorbesc în numele meu, ce am făcut eu perioada asta a fost să încerc să-mi continui proiectele pe care de altfel o parte dintre ele le-am depus în Parlamentul României și o altă parte
urmează să le depun în Parlament, iar în acest sens, evident, cum poți să afli mai bine despre ce este vorba decât dacă nu vorbești exact cu oamenii cărora practic li se vor aplica aceste proiecte de lege. Iar eu mai vorbisem noi într-o emisiune, știți că sunt cumva axată pe partea asta muncă, social, pensii, care, din păcate sau din fericire, depinde cum privim lucrurile, ne ocupă tot timpul în România, pentru că sunt niște domenii de real interes și foarte disputate în ultima perioadă. Și atunci mă implic pe segmentul acesta în încercarea de a reuși să mai corectăm una alta și pentru legea pensiilor și pentru legea salarizării. Știți bine că au existat mai multe probleme. O să fiu răutăcios și o să spun că aveți totuși noroc că ministerul ăsta a rămas la PNL. O să iau cont de ironia și o să țin cont de ironia dumneavoastră. N-aș spune chiar că a rămas la PNL. Cumva, practic, atunci când ești partid de guvernare, Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor cumva sunt oarecum mână în mână, pentru că nu poți guverna o țară atâta timp cât nu te concentrezi cu privire la tot ce înseamnă segment de salarizare, tot ce înseamnă segment de pensii. Nu se poate. Cine spune că se poate, se minte și pe sine și ne minte și pe noi. Și atunci ați văzut foarte clar luările de poziție ale ministrului Raluca Turcan, precum și ale premierului Florin Câțu, dar și ale domnului Nazare, care în acest moment încearcă niște discuții pentru rezolvarea unor inechități majore care există. Vă referiți la domnul ministru Nazare? Da. Nu la domnul senator Nazare? Nu, la domnul ministru Nazare. Mă speriam acum că domnul Țapu are și preocupări sociale. Nu, domnul ministru Nazare de la Ministerul Finanțelor. Ați văzut că există două luări de poziție, atât în ceea ce privește legea pensiilor, cât și în ceea ce privește legea salarizării. Și aici nu vă ascund faptul că și în Parlamentul României am avut foarte multe dezbateri de la momentul adoptării legii salarizării și de la multele modificări sub formă de ordonanță de urgență care au venit ulterior, care au decredibilizat și destabilizat și mai mult legea salarizării, ajungând să creeze niște dezechilibre majore și între segmentul public și segmentul privat, în ceea ce privește cartul salariului minim și a salariului mediu, dar și în ceea ce privește salarizarea efectivă a personalului public, întrucât avem ministere în care pe aceeași poziție, cu aceeași vechime, persoane din două ministere diferite, repet, pregătire și vechime la fel, iau salarii complet diferite, ceea ce duce la niște nemulțumiri, evident. Din partea celor care iau mai puțin în minister. Firesc, acum vă dați seama că cei care iau mai mult. Că cei care iau mai mult, zic, domnule, cam luăm cam mult. Am văzut statisticile acelea europene care spun că România are cea mai mare diferență dintre salariul public, ca să spunem așa, plătit din fonduri publice și cel din privat. Și am zis, băi, uite, tot suntem așa într-o guvernare frățească, cu multe tente neomarxiste din prin ea, ca să spunem, care propovăduiește o egalitate socială. Și hai, domnule, să fim și noi nemulțumiți ăștia care luăm mai mulți bani. Nu, eu n-aș vrea să se înțeleagă greșit. Un om care lucrează, inclusiv în instituțiile publice din România, și care livrează și care are performanță, este firesc să aibă un salariu mulțumitor. Pe de altă parte, ați subliniat și dumneavoastră foarte bine, diferența foarte mare care s-a creat în sistemul de salarizare public și cel privat nu poate fi ignorată. Cred că nicăieri în Europa nu avem cazuri de angajați care pleacă din mediul privat să vină să se angajeze în mediul public. Oh, stați un pic, dar este o adevărată competiție. Nici la cursa de la Le Mans nu este așa o competiție. Și aia e pe cât? Pe 24 de ore sau nu mai știu cât. Aici este o competiție. Dom'le, ce post este? Ia să vedem cine mă poate ajuta să prind postul acela, să dau un concurs cinstit, evident, adică, mă rog. Miza pe care noi, ca Partid Național Liberal, o avem este următoarea și în cadrul coaliției de guvernare. Nu s-a pus niciodată problema să scădem salariile. Că am văzut acest mit și această minciună până la un punct folosită inclusiv în campania electorală, că probabil era mult mai bine unora. Miza este cum reușim să ajutăm mediul privat să devină mai productiv, să reușească să angajeze mai multe persoane, pentru că la urma urmei, dacă stăm și noi uităm pe niște cifre așa, pur întâmplător la prima vedere, vedem că segmentul IMM din România, la momentul anului 2018, acoperea peste 50% din PIB-ul României. Ceea ce nu poate decât să ne dea de gândit că mediul privat este cel care, prin plățile de taxe, prin investițiile pe care le facem în funcție de specificul fiecărei entități, firesc,
susține economia României. Aici cred că va trebui să fie concentrarea cea mai mare pe care o avem în această perioadă și dublată, din păcate, de această situație pandemică prin care trecem și care, haideți să spunem că au mai avansat un pic lucrurile, s-au mai dezghețat anumite măsuri, s-au mai luat anumite măsuri care să ajute mediul privat, care să ajute sistemul educațional. Ați văzut anunțul cu privire la deschiderea școlilor, ați văzut campania de vaccinare care decurge foarte bine, deși inițial a fost privită cu ușor scepticism. Deja am depășit acest moment, înscrierile cel puțin pe valul 2 sunt mai mari decât în valul 1. Eu le mulțumesc celor care fac vaccinul, cum îi cheamă, Pfizer sau cine mai este. Cel puțin la momentul ăsta cred că Pfizer, sunt două, da? Pfizer și așa. Acum câteva celor de la Pfizer, dacă cei de la Pfizer nu încetineau ritmul de transmiterea dozelor, inclusiv către România, românii rămâneau tot cu aceeași idee că nu trebuie să te vaccinezi, pentru că românul, prin felul lui de a fi, gândește așa. A, este, da, de ce să mă vaccinez? Cum nu este și mie nu-mi dau? Și atunci se duc la vaccinare și acum avem înscrieri la vaccinare, deci este foarte... Sunt și să știți că am văzut și campaniile de promovare pe care atât Guvernul României prin Ministerul Sănătății, cât și prin diversi purtători de cuvânt, secretari de stat, inclusiv Ministrul Sănătății le-au avut. Dar chiar am văzut cu încântare, vă spun sincer, o emisiune prezentată la TVR, la canalul public de televiziune, cu medici specialiști și cu un moderator extraordinar de imparțial, care a încercat să aducă în atenția publicului și eu spun că a și reușit, această liniște, dacă vreți, a ceea ce înseamnă de fapt vaccinarea în acest moment pe care nu doar România o traversează, să nu ne înțelegem greșit, ci această campanie se întâmplă la nivel mondial. Eu sunt mulțumit că România are mușchi. Deci s-a văzut și cel puțin în segmentul doamnelor, vaccinarea domnului președinte, în acel, să-i spunem, compleu care a venit la vaccinare și a arătat și biceps și lumea a fost foarte mulțumită. Influencer adevărat, dacă... Acum, deci, cum să vă spun, e bine când președintele este influencer într-un anumit domeniu. Acum fiecare cum se întreține fizic, firesc, este problema fiecăruia, dar da, trebuie să trăim o viață sănătoasă, iar o viață sănătoasă implică inclusiv sport. De ce să nu? Știți bine că domnul președinte este o persoană foarte activă din punct de vedere activități sportive, sub toate formele. Întotdeauna când îl văd, îmi aduc aminte că joacă tenis și când închid ochii, îmi aduc aminte de Toma Caragiu într-o scenetă de Revelion, în care era îmbrăcat în tenismen, avea mustața lui Țiriac și spunea ceva de genul: Popescu, zice, stă în bloc cu 3 camere, eu stau în garsonieră. Avantaj, serviciu el. Da, corect. Știți? Așa e și cu pensiile speciale, cu salariile mari. Avantaj, serviciu ei. Da, sau servicii, sau servicii, ca să fim foarte corecți. Eu nu sunt de acord cu acest beneficiu în plus pe care o parte din populația României îl are. Probabil dacă mi-ați urmărit declarațiile, și sunt sigură că ați făcut-o, ați văzut că am susținut încă de la preluarea mandatului în 2016 tot ce înseamnă segment de pensionare pe parte de contributivitate. Adică cu cât contribui la fondul de pensii, atât să iei pensii. Exact. Între timp s-au făcut și ceva modificări în Parlamentul României. Mă mir că mai sunteți deputat. Știți bine că am avut problema cu deciziile CCR, Curții Constituționale, care inclusiv ultima ne spune că proiectul cu privire la impozitarea progresivă a pensiilor speciale este și acesta neconstituțional. Ar trebui să discutăm cu juriștii noștri și motivarea, să vedem foarte clar care sunt criteriile care au stat la baza, încă o dată, a respingerii acestui proiect de lege. Însă, între timp, în Parlamentul României a devenit operațional ceea ce se cheamă sistem de pensii ocupaționale, sistem care există inclusiv la nivel european, care funcționează, dacă vreți, asemănător cu sistemul de pensii speciale, dar pe bază de contributivitate. Adică dacă eu, Mara Calista, din venitul pe care l-am, pe lângă pensia din pilonul 1 și pilonul 2, îmi doresc să am și mai mulți bani, într-o convenție cu mine angajat, angajator și de asemenea firmele care gestionează, entitățile care gestionează sistemul de pensii ocupaționale, ne angajăm ca din venitul meu să mi se rețină o anumită sumă care va fi depusă într-un sistem de pensii. De acord cu dumneavoastră, numai că pe cel care câștigă salariul minim pe economie, nu-l încălzește foarte tare chestia asta. Pe cine încălzește chestia asta? Pe cei care lucrează în sistemul, acela, cum am uitat, public în general. Da, da, da. Așa, în sistemul public care își permit să pună 5 milioane la pensia ocupațională și asta nu rezolvă
o inechitate. Faptul că cei care au pensii speciale merg în continuare cu ele. Da, pentru că din păcate știți că în România funcționează principiul neaplicării legilor retroactive. Deci nu vom putea sub nicio formă, și aici n-aș vrea nici să ne mințim noi doi și nici să-i mințim pe ascultătorii noștri, sub orice fel de formă. Acest proiect de lege pe care sper să-l găsim ca o formulă care să fie acceptată de Curtea Constituțională, la momentul la care el va fi adoptat în Parlamentul României, nu se va putea aplica retroactiv. Deci e clar, pensiile speciale vor rămâne până la adânci bătrânețe, ca da, să spunem așa. O parte dintre ele vor rămâne în vigoare, din păcate, da. Ceea ce înseamnă că sunt constituționale, nu vreau să spun mai mult de atât. Doamna deputat, ce se întâmplă în PNL? A intrat Dihonia? În PNL, deocamdată, concentrarea, cel puțin cea mai mare pe care atât noi în filiala Neamț, cât și majoritatea colegilor o avem, este să încercăm să livrăm pe cât posibil și în totalitate promisiunile pe care le-am avut în campanie față de cetățeni. Dar eu nu mi-aduc aminte ca în campanie cetățenilor să li se fi promis schimbarea domnului Orban din funcția de președinte de partid. Eu trebuie să citesc, dar n-am cum, că mă bate lumea dacă nu vă întreb. Deci, cine? Secretarul general al PNL, adică teoretic a doua persoană, nu? Sau cea mai importantă persoană din punct de vedere al organizării partidului și prim vicepreședintele, adică al doilea om pe scara ierarhică, oameni pe care i-am avut în emisiune aici și care vorbeau despre unitate, despre așa, au ieșit și au spus că partidul a fost condus discreționar. Am văzut opiniile colegilor mei, vă spuneam și înainte de emisiune, nu sunt parte a Biroului Politic Național. Nu știu să vă spun ce decizii s-au luat sau cum s-au luat astfel încât să existe aceste opinii ale colegilor mei, însă ce pot să vă spun eu și nici la nivelul filialei Neamț nu am discutat acest lucru, pentru că deocamdată, repet, trecem printr-o situație pandemică. Avem un guvern format din 3 partide care trebuie să fie cât mai omogen și care să răspundă cât mai repede nevoilor cetățenilor, nu doar ale județului Neamț, dar ale României. De asemenea, știm la fel de bine și știți la fel de bine ca și mine că urmează un congres în ceea ce privește Partidul Național Liberal și cred că la momentul respectiv probabil va exista și un alt contracandidat care să apară în scenă, dar până la momentul respectiv cred că concentrarea pe care noi va trebui să o avem, și când spun noi mă refer la PNL, USR Plus și UDMR, va fi să reușim să depășim situația de pandemie, să reușim să aducem copiii înapoi la școală într-un mediu cât mai sigur și să reușim să repornim sau să aducem pe linia de plutire, dacă doriți, sistemul economic din România, industria Horeca și toți cei care au avut de suferit pe această, cel puțin ultimul an de zile pe care l-am traversat cu toții și n-a fost ușor absolut deloc. Acum îmi dau seama de ce aceste păreri au venit din zona Ardealului. Acolo pandemia este stăpânită un pic mai bine ca la noi în Moldova și atunci oamenii de acolo au timp să gândească și la viitorul partidului din alt punct de vedere. Fiecare, evident, fiecare... N-aș vrea să se înțeleagă greșit. Știm foarte bine că înaintea unui congres, în general, există diverse poziționări. Întotdeauna au fost și unii și alții. Acum, fiecare cum alege să-și facă strategia și care consideră că este momentul oportun, firesc este decizia domniilor lor. Vom vedea cel mai probabil și cred că înainte de congres vom vedea, repet, dacă va exista o altă facțiune, dacă vreți să-i spunem așa, care există, care să prezinte și un candidat viabil, că una este să fii nemulțumit și alta este să te și prezinți într-un congres unde evident vei veni cu un program de guvernare, un program de principii sau de guvernare al partidului care va fi sau nu va fi votat, iar de acolo începe o campanie electorală internă firească și normală din punctul meu de vedere, că așa e într-o democrație, absolut, nu? Absolut, absolut. Eu mă bucur că apar idei într-un partid, dar, sincer, mă gândesc cu groază mă gândesc că suntem în plină pandemie, că trebuie să ne concentrăm atenția asupra acestor probleme, cum spuneați dumneavoastră, problemele sociale, repornirea economiei, pandemia, și va fi o bătălie internă
în care vom asista cam la ce se întâmplă acum în guvern. Vă duc și aici, nu pot să nu vă duc și aici. Adică avem un guvern frumos. Eu spun că avem 3 guverne, sau mă rog, 2 jumătate. UDMR-ul merge jumătate cu guvernul PNL și jumătate cu guvernul USR+. Mie mi se pare extrem de interesant să văd cum miniștrii de la un partid sau o alianță îi critică pe cei din celălalt partid. Cum apar oameni care spun foarte încruntați, de genul, am vrut să dăm ajutoarele pentru IMM-uri, dar nu erau prevăzute sume de la Uniunea Europeană. Apare fostul ministru care întâmplătorii PNL și spune, domnule, nu e adevărat, uite că sunt banii acolo. Nu, domnule, noi am deblocat, dar nu vi dăm acum. Vi dăm după ce se votează bugetul. Păi dacă erau prinși anul trecut, de ce n-au ajuns? Direct, da. De ce n-au... Adică, cum se vede, haideți să vă întreb altfel, din scaunul, din banca de deputat, cum se vede activitatea guvernamentală? Și v-aș ruga să nu-mi spuneți că frumos, că nu vă cred. Nu, n-o să vă spun că frumos, o să vă spun următorul lucru. Cred că este pentru prima dată când într-o guvernare există 3 partide, dacă nu chiar 4, pentru că unele dintre ele încă sunt în procesul oficial de fuziune, nu știu dacă au ieșit chiar toate documentele. Se mai culcă din când în când împreună, dar fără finalizare, ca să spun așa. Fiecare din aceste partide vine cu, n-a spune ideologie, că poate e un cuvânt greu, vine cu anumite principii. Acum, la momentul la care te decizi să faci parte dintr-o coaliție de guvernare, știți la fel de bine ca și mine, că există anumite compromisuri. Într-o guvernare, repet, din 3 partide, nu vei reuși niciodată să mulțumești pe toată lumea. E ca acum, într-o familie, există exact. Întotdeauna compromisuri, dar problema e când sunt 3 un triunghi deja. Cum aș fi văzut eu lucrurile și sper că se vor întâmpla în perioada imediat următoare, pentru că atât UDMR-ul cât și PNL-ul au experiența de a fi la guvernare. Poate cei de la USR Plus sunt un pic mai la început și poate începutul e un pic mai greu, dacă îmi permite. În momentul în care se stabilesc anumite principii sau linii mari, haideți să le spunem, evident există posibilitatea ca unul din cele 3 partide să nu fie de acord. Primul lucru care se face într-o astfel de coaliție, repet, unde s-au stabilit niște principii, este să se discute în interiorul coaliției. Bun, cu privire la punctul A și la punctul B nu suntem de acord. Ce facem mai departe? Iar în momentul în care comunicarea, soluția, compromisul, cum vreți dumneavoastră, este public, atât și pentru mine ca parlamentar, cât și pentru dumneavoastră ca cetățean. E ok să fie o soluție comunicată. Corect, dar trebuie să fie comunicată coordonat și trebuie să fie comunicată ulterior unor discuții care există la nivel intern. Repet, pot să înțeleg că nu toți oamenii gândesc la fel. Pot să înțeleg că, de exemplu, un ministru al economiei, cum a fost domnul Popescu, poate să aibă o altă viziune decât un ministru Claudiu Năsui din partea USR acum. Dar să ajungi să spui, nu e adevărat ce ai făcut tu, ba uite ce am făcut eu, nu ne ajută nici pe noi și nu ajută nici cetățenii care vor crede că e așa o harababură de guvernare și de idei și de principii. Și atunci, firesc, și o spun, repet, foarte asumat, și principiul acesta a fost declarat și de președintele Partidului Național Liberal. Nu ieșim public înainte să discutăm între noi, pentru că asta înseamnă de fapt o coaliție. Eu sper că lucrurile se vor alinia cât de cât. Sunt sigură că se va întâmpla lucrul ăsta, pentru că interesul comun al celor 3 partide a fost dovedit, este clar, să guverneze. Cred că mai sunt câteva linii de acoperit, inclusiv de mesaj și de coordonare, care, nu că sper, sunt sigură că se vor soluționa în perioada imediat următoare și imediat după trecerea bugetului, care știți bine că este unul din cele mai sensibile momente ale unui început de an. Eu, ca să vă parafrazez, mă bucur că unii dintre miniștrii gândesc, ceea ce este un lucru bun, mai ales că astăzi este și ziua domnului Andrușcă și încă o dată îi spun la mulți ani. La mulți ani domniei sale. Așa, nu se poate. Rare ori spunem la mulți ani în emisiune cuiva. Dânsul chiar merită, a fost primul ministru PSD din Neamț, cu adevărat. Și a lăsat și urme în activitatea domniei sale. Deci mă bucur că miniștrii mai gândesc din când în când, deși după luările de poziție publice mai sunt probleme la nivelul ăsta. Dar acum, de la București, haideți să revenim în Neamț. Recunosc că din 1992 până acum am urmărit
viața, pot să-i spun și viața politică, deși, mă rog, e prea pretențios, din județ. Nu mi-aduc aminte să fi întâmplat vreodată ca la 5 luni, 4 luni și ceva după alegerile locale să nu avem vicepreședinți la nivelul județului sau să nu avem viceprimar la Piatra Neamț sau în alte orașe, gen Rosnov, nu știu dacă mai sunt comune, cred că mai sunt și comune. Adică mie îmi spune ceva lucrul acesta, că undeva lucrurile nu merg cum trebuie. Lucrurile nu merg cum trebuie în sensul în care nu au fost încă nominalizările făcute și votul efectuat și ca atare o parte din atribuții sau o parte din responsabilități, dacă doriți, nu au fost atribuite. Ce pot să vă spun? Da, nu e un secret ceea ce se întâmplă. Toți dintre noi suntem parte ai deciziei politice și dumneavoastră ca jurnaliști și noi ca parlamentari și observăm că nu a existat încă, dacă vreți, o majoritate care să reușească creionarea acestor decizii, acestor voturi. Înțeleg că la ședința trecută a Consiliului Județean din data de 12 decembrie au existat anumite prevederi statutare care au ajuns sau care au condus la lipsa unui quorum. Înțeleg că astăzi este o convocată din nou o ședință care va avea loc în sistem online cu un singur punct pe ordinea de zi care nu prevede sau nu este cu privire la majoritatea sau la votul vicepreședinților din Consiliul Județean. Urmează să vedem cum o să decurgă discuțiile. Da, ar trebui să se întâmple niște lucruri cât mai repede pentru funcționarea corectă și normală a județului și a localităților, iar pentru noi, Partidul Național Liberal, este o prioritate să se întâmple lucrul acesta cât mai repede. Eu aș prefera ca să meargă așa încă vreo jumătate de an, ca să putem demonstra că, de fapt, funcțiile astea nu sunt utile. În sensul în care spuneți dumneavoastră că lucrurile vor funcționa și fără să existe numirile respective. Deci, până la urmă ar putea fi mult mai simplu. Dăm cu banul, numim un vicepreședinte, un președinte de consiliu. Băi, băiatul, hai băi, du-te, dacă nu suntem în stare, nici PSD-ul pe de o parte, nici coaliția extrem de unită, sper că vă dați seama că am pus niște ghilimele, coaliția extrem de unită din partea cealaltă, să aleagă niște vicepreședinți sau, de ce nu, să se ducă cei de la PNL, USR, cine o mai fi, și PSD cu PMP, vai, să spare gura, să spare corzile vocale, așa, să se ducă, să spună, bă, uite, nu reușim să ne împărțim. Unul de la noi, unul de la voi. Adică, e rușinos. Adică pentru alegători, pentru alegători pe care îi mai interesează, că a început să intereseze pe tot mai puțini oameni. Din păcate. Așa. E frustrant. E frustrant și spectacolul oferit este degradant. Din păcate. Asta e. Ajungem în situația în care să alegi un viceprimar la Piatra Neamț trebuie să faci niște jocuri. Trebuie să faci niște jocuri. Mie mi se pare absolut, absolut inadmisibil și absolut stupid. Este pentru prima dată și vă spun sincer, înțeleg punctul dumneavoastră de vedere și sunt total de acord cu el, dar de ce vă spunem că e foarte important pentru Partidul Național Liberal și pentru colegii din Coaliția de Guvernare să reușim numirea unui vicepreședinte la Consiliul Județean care să întrunească o majoritate care să nu fie neapărat a PSD-ului, pentru că lucrurile până acum s-au întâmplat într-un anumit fel, iar și dumneavoastră ca și mine, într-adevăr, eu un pic mai nouă decât dumneavoastră aici, am văzut că în momentul în care toată puterea este în mâna unui singur partid și deciziile de altfel sunt discreționare într-un anumit sens. Motiv pentru care avem această șansă și îmi doresc din suflet să se întâmple și este, vă spuneam, o prioritate pentru Partidul Național Liberal și pentru colegii din Coaliția de Guvernare ca această chestiune să nu se mai întâmple. Acum, pe de altă parte, știți bine că politica este arta compromisului. Ce compromisuri se fac și până la ce punct, asta evident ține de fiecare persoană în parte. Dar atâta timp cât există o minimă șansă și există, vă asigur, ca majoritatea din Consiliul Județean să nu fie a PSD-ului, vă asigur că Partidul Național Liberal alături de colegii noștri ne vom bate pentru lucrul acesta până reușim pe ultima sută de metri să se și întâmple.
Da, eu îmi doresc ca să se întâmple cât mai repede lucrul acesta, pentru că efectiv ne-am plictisit și noi cei din presă să dăm. Când se alege, cine se alege, să negociat cu Tărescu, cu Cutărescu, băi, nu are cum să ajungă vicepreședinte Cutărescu, pentru că tatăl, unchiul, cumnatul n-a primit nu știu ce funcție, ăla nu a primit funcția de director la nu știu unde. Cu permisiunea dumneavoastră, pentru că există o mare presiune pe noi, v-aș ruga 5 minute să intrăm în direct cu șeful DSP Neamț. Vreau să-l rog să mai explice câteva lucruri apropo de procesul de vaccinare și, până discutăm și acest lucru. Este un lucru important, mai ales că în momentul acesta știm cu toții cam cum a funcționat zilele trecute platforma respectivă și au fost probleme. Bine, trebuie să recunosc că oricum ce au făcut cei de la STS în timp scurt a fost mai mult decât mă așteptam să se facă. Să vedem dacă domnul Radu Ferăstrău l-am ținut blocat de dimineață. Dar discuția a fost foarte interesantă și ia să vedem. Bună dimineața, bună dimineața, domnul director! Bună dimineața, domnule Bălănescu! Îi salut pe toți cei care ne privesc și ne ascultă. Suntem împreună în studio cu doamna deputat Mara Calistav. Vă salută și dânsa. Bună dimineața! Salut mâna, salut mâna, doamna. Și suntem într-o zi istorică. Astăzi și-a anunțat cartea doamna Dăncilă și este și ziua de naștere a domnului fost ministru al economiei Dănuț Andrușcă. Deci avem toate premizele unei discuții interesante. Domnul Ferăstrău, spuneți-mi puțin care este în acest moment situația privind vaccinarea în Neamț. Eu am învățat așa, să fiu foarte atent la ce spun autoritățile. Autoritățile mi-au spus 27 de cente sau greșesc eu? 28 era. 28, era. Ei, uite că am greșit, mai greșesc și eu. În momentul acesta avem 3 marșilate plus cele 3 spitale, unde nu te poți programa ca cetățean de rând. Deci, ce se întâmplă și cum funcționează? Așa cum bine știți, în data de 4 ianuarie a început vaccinarea împotriva COVID-19. Practic a început prima fază, respectiv vaccinarea personalului din domeniul medical și social. Au fost deschise, așa cum a spus și dumneavoastră, cele 3 spitale din cele 3 mari orașe, respectiv Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Eligibil pentru această fază erau aproximativ 7.000 de persoane. Până ieri s-au vaccinat cu aproximație 2.200. Începând cu data de 18 ianuarie, s-a dat drumul la cea de-a doua etapă, respectiv acele categorii de persoane, persoanele cu boli cronice, persoane peste 65 de ani, persoane care lucrează în anumite domenii cheie. Împreună cu, de fapt, sub coordonarea CJCCI-ului, s-a stabilit că a trebuit să se înființeze 28 de centre în tot județul Neamț, ca și prin criteriu au fost localitățile unde persoanele peste 60 de ani erau un număr mai mare de 1500. Pe lângă acest criteriu, noi am stabilit că era nevoie de înființarea altor 3 sau 4 centre pentru zonele unde locuitorii de acolo aveau de parcurs o distanță de aproximativ 20 de kilometri până la cel mai apropiat centru. Săptămâna trecută a apărut această problemă cu privire la distribuția vaccinului. A fost o problemă a celor de la Pfizer. Nu este o problemă doar a noastră, națională. Este o problemă în toată lumea. Chiar ieri citeam un articol. Polonia abia a deschis centrele de vaccinare și ieri a fost nevoită să închidă jumătate din ele. Deci este o problemă de distribuție care am înțeles. Se va rezolva în cel mai scurt timp. Așteptăm și celelalte vaccinuri, Moderna și AstraZeneca. Iar când va apărea vaccin suficient, vom deschide treptat și din celelalte până la 28 de centre. Să înțeleg așa, domnul director, mă scuzați, să înțeleg așa, n-avem vaccin, avem centre. Avem centre, le mulțumesc primarilor care s-au implicat și într-un termen foarte, foarte scurt au rezolvat și problema spațiilor. Unele spații au avut nevoie de lucrări,
unele nu aveau canalizare, unele nu aveau, nu știu, apă curentă, unele, mă rog, diverse probleme. Primarii s-au mișcat foarte, foarte repede și cu spațiile, nu cu toate, dar în această săptămână vom avea spațiile în marea lor majoritate puse la punct. Mai rămâne, desigur, problema personalului, care este o problemă destul de delicată. Legislația a apărut destul de târziu. A apărut acel OUG sâmbătă, prin care se specifica modalitatea de plată a celor care vor dori să ajute în această campanie, dar ușor vor fi reglate toate problemele. Momentan, pentru Neamț, pentru această etapă a doua, avem 360 de doze de vaccin zilnic. În cele 6 fluxuri pe care le-am deschis, practic 3 centre cu 6 fluxuri, la Piatra există 3 puncte de vaccinare, la Roman 2, iar la Târgu Neamț 1. În acest moment, problema nu este, repet, nu este lumea care dorește să se vaccineze. Uitați că la Piatra avem ocupate locurile până la începutul lunii martie, dacă ieri aveam... La nivelul acesta de flux de vaccinuri. 180 pe Piatra, am spus 60 de vaccinuri pe fiecare flux. 3 puncte de vaccinare în Piatra înseamnă 180. La Roman, tot așa, spre sfârșitul lunii februarie, și la Târgu Neamț, mă rog, pe o perioadă ceva mai scurt. Deci să le spunem oamenilor că dacă doresc să se programeze la Târgu Neamț, o pot face. La Târgu Neamț se poate obține o programare cumva mai într-un termen mai scurt decât în celelalte două centre. Și până la urmă ar fi și un pelerinaj în zona Târgu Neamț. Se poate face și o excursie în perioada aceea, eventual. Este o zonă care ne-a dat nouă lucruri foarte frumoase în viață și, așa cum era pelerinaj spre Roman într-o perioadă, acum se poate face în zona Târgu Neamț. Glumesc, evident. Până atunci vom mai deschide niște centre și nu va mai fi nevoie de acest pelerinaj. Am înțeles. Eu vă mulțumesc. Vă rog să continuați să ne spuneți ce mai este de transmis pentru... Ce este important să știe pietrenii și nemțenii? Programările se pot face prin platforma online, pe care o cunoaște toată lumea. Aplicația este per total bună și intuitivă, spun eu. Era de așteptat, ca fiind durata de dezvoltare a acesteia fiind foarte scurtă, să aibă ceva disfuncționalități pentru această fază. Poate unele funcții nu au avut timp să fie implementate sau poate testate suficient, aduce totuși un plus. Gândiți-vă cum ar fi fost să ne programăm doar prin telefon. Despre vaccin, eu cred că deocamdată, și mă refer și la cei din prima etapă, nu doar aceștia vor fi cei care se vor vaccina. Eu sunt convins că dintre cei care nu s-au vaccinat sau cei care nu au apucat încă să se programeze pentru vaccinare, cea mai mare pondere o au cei care încă sunt nehotărâți, sunt încă cei care încă așteaptă să se informeze mai bine sau să vadă ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Eu sunt convins că cea mai mare parte din această categorie se vor vaccina totuși. Așa cum spun specialiștii, acest vaccin este sigur, acest vaccin nu poate să genereze boala, prin felul în care el este preparat și sintetizat, nu are cum să producă boala, pentru că el nu conține nici măcar un fragment viral. Domnul director, să vă spun ceva. Nu putem noi să le spunem acum lucrurile astea. Eu am înțeles ce vreți să transmiteți dumneavoastră, faptul că vaccinul este sigur și că ar trebui cât mai multă populație să vaccineze. Nimeni nu spune asta. În momentul acesta avem o altă problemă în România. Nu sunt suficiente vaccinuri cât oameni vor să vaccineze. Aici este problema și nu ține de DSP Neamț. Nu ține de DSP Neamț. În schimb, eu mă înspăimânt când îl aud pe un ministru al sănătății că vorbește despre liste de așteptare. Cei mai tineri nu mai știu ce înseamnă liste de așteptare. Dar eu vă spun că existau liste de așteptare la mașini, existau liste de așteptare la carne, unt, pâine, lapte și alte asemenea lucruri. Sper să nu ajungem în aceeași situație și acum. Oricum, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție și vă doresc o zi bună și coordonare cât mai eficientă a procesului acesta de vaccinare și de stăvilire a pandemiei, pentru că, să nu uităm, Neamțul încă este undeva la 3 la 1000, dacă nu mă înșel, nu?
Este mai jos, de 3 la 1000, doar avem două sau trei localități astăzi cu peste 3 la 1000. A 1,5 pe județ, da, și avem Piatra Neamțului peste 3 la 1000, scuzați-mă, da. Să nu dezinformez. Vă mulțumesc tare mult și vă dorim cele bune. Și eu vă mulțumesc, la revedere. Pandemia. Cum se vede de pe banca de deputat? Să știți că nu se vede cu totul diferit deloc față de cum se vede v-ați vaccinat, apropo, cetățeni. V-ați vaccinat? Nu, deocamdată noi parlamentarii intrăm în această tură a doua de vaccinare. Au fost făcute centralizările cu cei și care doresc v-au programat. Să se scrie. Așteptăm să vină telefoanele în ceea ce privește programările, pentru că a existat acest sistem de centralizare din partea Parlamentului României, transmis către DSP-uri în funcție fiecare de locuințe, domiciliu, da, și așa mai departe, și urmează să primim științările în funcție de disponibilități și de locuri. Ce se discută în Parlament? Când se văd, ce spun eu așa, când se vede luminița de la capătul tunelului din punctul acesta de vedere? Sincer, din punctul meu de vedere, o vedem. O vedem în sensul în care există mai multe tipuri de vaccin, o vedem în sensul în care România a fost și este implicată în continuare în ceea ce privește asigurarea numărului de doze necesar pentru vaccinarea populației României și se vede inclusiv din punct de vedere al cetățenilor care au ajuns, repet, deși la început erau ușor sceptici, au ajuns să înțeleagă beneficiile situației în care ne aflăm. Acum, evident că nimeni nu-și dorește să se vaccineze așa. Din neant, într-o dimineață m-am trezit, hai să mă vaccinez. Dar, pe de altă parte, înțelegem că au murit prea multe persoane, că din aria noastră de prieteni, rude, deja o mare parte dintre ei au trecut prin această boală, deci nu mai este o chestiune de, dom'le, nu există boala sau există. Ne-am obișnuit clar că ea există și cred că fiecare dintre noi, atât eu cât și dumneavoastră, cât și familia mea și prietenii pe care îi avem, își doresc să ne întoarcem și ne dorim să ne întoarcem la o normalitate cât mai repede cu putință. Mai e posibil așa ceva? Eu zic că da, doar că este o chestiune de timp care va necesita un pic de răbdare din partea noastră, dar eu cred că am dovedit și noi ca români și restul țărilor că ce a fost mai greu a trecut, că perioada cea mai dificilă, cea a anului 2020, atât din punct de vedere sanitar și economic și social, a trecut și măsurile s-au luat inclusiv în toate cele trei puncte de vedere discutate, iar acest vaccin sau aceste vaccinuri, dacă doriți că sunt mai multe, sunt mai mulți producători, ne oferă șansa să reușim să depășim cât mai repede situația în care ne aflăm și, repet, nu doar noi România, ci toată lumea. O curiozitate. Toată lumea așteaptă bugetul. Domnul Câțu ne-a spus că undeva prin sfârșitul lui februarie, începutul lui martie, ceea ce înseamnă că dezbateri, că nu se va merge pe asumare, va merge pe dezbatere. În mijlocul lui martie, în sfârșitul lui martie, ar trebui să avem bugetul la nivel național. Ceea ce înseamnă că județele vor avea pe undeva prin aprilie? Nu? Să știți că ultima informație pe care noi o avem ca parlamentari este că bugetul va ajunge în Parlament în jurul datei de 4 februarie. Oh, asta înseamnă că la sfârșitul lunii februarie am avea bugetele la județ. Așa ar trebui, da. Ceea ce ar fi bine. Da. Și că asta au fost și discuțiile și atitudinile pe care ministrul... Vi s-a cerut la nivel de parlamentar, la nivel de organizații, la nivel de autorități să veniți cu lucruri specifice pentru bugetul zonei? Cu certitudine că există această libertate, dacă vreți, cu ghilimele, da, de rigoare. Știți foarte bine că fiecare primar în sine are ceea ce înseamnă proiecte aflate în derulare. Urmează să vedem și cumva ăsta e și rolul dezbaterilor. Guvernul vine cu o formă de buget, iar noi în Parlament avem posibilitatea depunerii de amendamente în sensul susținerii proiectelor la nivel județean dacă acestea dintre ele nu au fost deja prevăzute. Se colectează deja de la nivelul și nu doar a județului Neamț, a tuturor colegilor primari, deja SPC-uri, prefectură și așa mai departe, a tuturor sumelor necesare prevăzute pentru anul 2021. Deci lucrul ăsta este deja într-o plină desfășurare, urmând ca cifrele să se definitiveze cel mai probabil undeva la finalul acestei luni, probabil pe săptămâna viitoare, iar în data de 4 februarie să se ajungă cu bugetul în Parlamentul României, tocmai ca să deblocăm cât mai repede această situație. Aștept cu mare nerăbdare să vedem bugetul și imediat după
să invit mai mulți parlamentari, chiar și din alte partide, să purtăm o discuție cu toții. Ce are nevoie județul Neamț în plus față de ce este prevăzut în bugetul național și care sunt amendamentele care vor fi făcute și dacă vor fi susținute de toți parlamentarii de Neamț, indiferent de culoarea, politică. Aș fi foarte fericit să văd lucrul acesta. Eu sunt, și atât eu cât și colegii mei, suntem total dispuși să participăm la această discuție. Aș face însă un mic asterix la cele discutate de dumneavoastră și aș îndemna toți primarii, toți șefii de instituții să încerce pe cât posibil accesarea de fonduri europene. Știți foarte bine că avem la dispoziție niște sume destul de mari. Cumva Uniunea Europeană vine și îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. În general, obții fonduri europene atâta timp cât există și un proiect, evident, care ține cont de niște criterii, grup țintă, aplicabilitate, raport direct proporțional între grup țintă și sumele aferente. Și atunci îi îndemn pe toți colegii și ai mei și cei care doresc să dezvolte acest județ să încerce să se orienteze și către fondurile europene, pentru că este păcat să avem la dispoziție atât de mulți bani și să nu reușim să-i accesăm. Pentru că în acest sens se poate degreva de o parte din, dacă vreți, din presiunea care există pe bugetul național, se poate degreva prin accesarea de fonduri europene și este foarte indicat să se și întâmple. Sunt de acord cu dumneavoastră, numai că sintagma aceasta, avem fonduri europene, ar trebui explicată până la capăt. Avem fonduri europene pentru proiecte viabile. De-aia am și nu zis pentru, proiecte bine pentru, făcute. Nu pentru proiecte de stadioane în pantă sau, nu știu ce, land-uri utopice. De-aia v-am și zis proiecte bine făcute și care să răspundă cine, unor nevoi cine, foarte clare. Ce structuri au gândit, acum nu mai știu că nu mai e ministerul la PNR în altă parte, ce structuri au fost gândite pentru ca acești oameni care ar trebui să acceseze fonduri europene, gen primari, să înțeleagă unul că accesarea se face după alte criterii decât înainte, că ar trebui să fie comunități cât mai mari care să acceseze și cine îi învață să facă aceste proiecte, pentru că ajung în general eșuează la mâna unor consultanți. Și din experiență, consultanții aceștia se schimbă în funcție de partidul care vine la guvernare. Sau bine, partidele acum, care vin la guvernare. Acum fiecare cât de profesionist este în domeniul pe care îl practică, evident nu pot să controlez nici eu, nici dumneavoastră, nici un domn sau o doamnă primar. În schimb, ce pot să le spun colegilor noștri este să acceseze toate informațiile afișate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Există acolo inclusiv contacte, telefoane care pot fi date și sunt sigură că un primar poate da un telefon sau poate chiar personalul din primărie poate da un telefon la noi minister, cel puțin sperăm. În sensul acesta. Deci ajutor și posibilități sunt. Acum trebuie să mai și vrei să se întâmple niște lucruri mai departe. Să ne aștepți. Repet, Dumnezeu îți dă, nu-ți bagă și în traistă. E un principiu după care mă ghidez atâta timp cât păstrezi niște limite decente și ceea ce îți dorești, evident, corespunde criteriilor legale și pe care de altfel cetățenii te-au și votat să le îndeplinești. Spuneți-ne un pic, că ne întoarcem la situația dumneavoastră de deputat. Aveți birou parlamentar? Aveți un program? Vă caută lumea unde, da, deja, cum? Deja am început să primesc telefoane. Deocamdată nu am stabilit exact unde va fi birou parlamentar, dar sunt în teritoriu, la sediu PNL Central, cel din Bulevardul Republicii. Inclusiv astăzi am câteva întâlniri. Numărul meu este public pe site, este același pe care l-am avut. Răspund la fel la telefon cum răspundeam și înainte. Așa că îndemn pe cetățeni, oricine are nevoie, ne auzim, stabilim. Program de audiențe va fi afișat pe ușă și va fi discutat și de colegii mei de la care sunt în biroul din PNL din Bulevardul Republicii. Deci dacă cineva își dorește să mă găsească, aici sunt, nu mă ascund, voi veni în județ. S-ar putea să vină mulți. N-am o problemă, atâta timp cât sper și pot să îi ajut cu cel mai mare drag, pentru că cumva cam acesta este rolul pe care îl avem noi ca parlamentari. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a veni la emisiune. Sincer, o să vă mai invităm pe parcurs când și sunt probleme. Și sincer, cu cel mai mare drag voi participa. Și oameni buni, ne oprim astăzi aici. Mâine o să încercăm să discutăm cu cineva din cealaltă zonă a politicii. Să vedem cine va veni în emisiune.
Și joi, sincer, va fi o emisiune, cred eu, destul de contundentă. Da, mai așteptăm. Până atunci nu facem promisiuni neacoperite. Mulțumesc încă o dată pentru participare. Mulțumesc și eu. Oameni buni, aceasta a fost cafeaua. De acum treceți la ceai. E foarte frig afară, ceaiul fierbinte face bine în general. Și alte lucruri fierbinți fac bine, dar ceaiul și mai mult. Mulțumesc frumos, la revedere!